Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft, a noua cer și fraților, nu uitați să lăsați un like pentru că m-ați făcut foarte fericit. Bă, facem câte 200 de like-uri aproape, deci mai mult decât facem pe Facebook. Pe Facebook cred că am 160 de like-uri și la clipuri oficial am mai mult decât pe Facebook. Da, bă, astăzi să vorbim despre un subiect un pic mai interesant. Dacă ați lăsat acum un like, puteți să lăsați un like acum, bă, fraților, nu știu ce vreau să fac azi, dar știu doar că vreau să vorbesc mai întâi despre... Am citit o chestie, frate, unde un băiețel, bun, da, stai mai întâi să văd, bun, hai să pun liane, vreau să pun mai întâi liane, să împânzesc pe aici totul cu liane și după să începem să vorbim. Deci, fiți atenți, mă, ce am văzut eu, deci, am citit undeva că un băiețel, a făcut depresie din cauza că, nu știu, gen, el credea că și-a făcut o iubită în Minecraft, sau mă rog, în Minecraft, într-un joc, nu neapărat, nu. Moly shit, de unde ai venit, mă? Că-ți dau una cu șarnestreiul meu sau ce am eu aici? Nu, shit, fuck, a explodat, nu? Nu, acum e boi. Ah! Mori în gâtul mătii de creeper prost, cam și lag. Bun. Mă, ce m-am speriat. Așa, bun. Și, bă, am citit că au făcut depresie, că el credea că iubita lui chiar așa și era de fapt un băiat, fraților, știți? Și s-o da drept fată și nu știu cum și el chiar credea că o să ne arunc băiețel de ăsta copilăros de câțiva anișori, vă dați seama, care a descoperit și el Minecraft-ul sau ce a făcut și a început să creadă că chestii de genul, că el are șanse cu iubite de pe jocuri și porcării de genul, da mă, și asta a făcut băiatul, s-au crezut că el e așa, știi, și a intrat în depresie după că ăla, nu știu, nu mi-a mai răspuns sau era și odată, da și schimb, că credea că-i fată, că ăsta chiar o crezut, că a început să nu știu cum și văleu, 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 orice, dar nu, oi, shit, am reușit. Da, bă, să nu vă faceți, bă, iubite în Minecraft, dar să nu fiți ca săracul copilul la un sărac, văleu, mi-e și milă de el, mă. Bun, mă. Hai să facem dracu cu coborâ de aici. Bun, am zis că nu mai vorbesc urât. Uite, dacă cumva... Ok, bun. Ce o să sar așa? O să mai pun și pe aici să se vadă frumos, gen... Așa, și acum cred că pot să sar. Da, doamne, să nimere... Băi, m-a lăsat sprintul, mă, ești prost, dacă... Mamă, ce... Puteam să dau... Bă, da, ia, uite, și viteză. Așa, mă. Și cam asta au făcut băiatul ăsta, frate, și mă gândeam... Bă, cum, mă, cât de idiot, cât de idiot poți să fii să faci asta, deci mă gândeam, doamne, frate, mă, holy shit, holy shit, băi, de ce am blocurile astea aici, lol? Ok, bun, bă, dar chiar că-mi lăguiește, vorbesc foarte serios. Bă, frate, și-am intrat acum în Minecraft să filmez, știți? Și... Mi-a dat crash, frate, mi s-a făcut black screen și mi-a dat crash. Bun, o să am nevoie să mai tai oile și să le înmulțesc, hai să aduc eu de la... Da, frate, what the fuck, mă rog. Bun, putem să-l dăm pe Moody, că-mi place Moody, hai să-l dau pe Moody. E fain rău pe Moody. Urmai am doar un stick, trebuie să mai fac și eu. Uite, pe aici am mai adăugat eu chestii la intrarea noastră. Și aici am pus eu niște liane secrete. Bă, dar e prea întunecat Moody, hai să o las, să morții de treabă. Bun, am pus liane aici ca să coborâm direct pe liane. What the fuck, un Enderman? Mă rog. O secundă. Ok, bun, trebuie să scriu un mesaj. Bă, fraților, să spuneți care, cam dacă vă place seria asta, dacă e ok să mai fac, adică nu știu, am văzut că v-a plăcut, adică, na, văd că prinde și că merge și de aia o să mai fac. Bun, hai să mai pun una aici, mai, nu știu, mai decorez și eu pe aici, uite așa. Mai pot să pun, uite, una, uite, aici sus, bă, dar nu știu, mă, ce cu lagul ăsta, mă jur pe viața mea, ce are un lagul ăsta, dă-mă și port roz azi. Ok, bun. Ciudat. Foarte ciudat, aferent de ciudat, bun. Mină, treburi, chestii. Ce aș putea, bă, să-mi dați, vă rog, sugestii pentru ce pot să mai fac pe aici, că, vedeți, voi am făcut destul de multe. Mă rog, dacă ar fi să românesc chiar foarte multe, dar alea două sunt mari, sunt multe. Complicat, nu aș putea să fac un gard așa șmecher, aș putea să încep un gard șmecher, sau aș putea să fac un palat. Na, nu știu, o idee bună, sau, nu știu, habar am ce pot să mai fac, să fac drumuri cu... Copaci giganți, cum am făcut, dar nu m-am săturat de copaci, credeți-mă, la cât am făcut copaci acolo, numai de copaci, copaci mai îmi trebuie. Bun, aș putea să-mi ia Protection 4, Protection 4, bă, când mi-am pus, mă, Protection 4? Bă, n-am level. N-am level. În schimb, oricum, nu știu dacă ați văzut ce am făcut acolo la spawner.
Mamă, bă, ia să vedem, mă, ce cărți am pe aici, că știu că am Breaking 3, Smite 4, poate îmi fac și o sabie bună, asta are Sharpness 4 și am Breaking 3, Respiration 3, Fire Protection, bă, eu cred că am o idee. Eu cred că am o idee. Hai să pun astea la locul lor, bun. Și asta... Ca să vă arăt și vouă cum e spawner, hai să mergem noi până la spawner, asta vine acolo, nu știu, pe acolo, pe undeva. Tu pe unde vii, mă? Hai, mă, că vă pun... De fapt, nu, dirt-ul nu o să-l pun aici. Dirt-ul are locul lui aici, bla bla bla. Am zis că mă duc... Bine, bun, bine, bine, hai că n-am uitat. Hai să mă, că am uitat încă una. Bă, dar ce-mi plac păpucii ăștia la nebunie, frate, uite-le, că ce fain este. Pac, 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 înmulțiți-vă, creșteți, îmbeliți-vă, bă, uleu, bă, ce ai făcut? Nu e frumos așa. A, da, bă, de asta mai țineți voi minte? Lol, și uitasem de asta, bă, n-am mai terminat-o, lol. Ar trebui să termin, bine, atunci nu aveam enchanturi și porcării. Am făcut într-un live de mult tare, pe la începutul semestrului întâi sau ceva în genul. Bun, hai să vă arăt acum cum e acolo sus, să-mi iau niște cărți, poate înceantăm ceva. Se face foarte repede levelul acolo, numai că e foarte... Ești prost? N-am cum pic să ai doar cu silta, ce să-i... Porcent 3, și asta are Sharpness 3, Sharpness 4, un Breaking 3. Mă rog, vreau să-mi fac o cască, deci am diamante. Am o cască, lol. Bun, o să iau să-mi fac... mi-ar trebui un desta acolo. Nu știu dacă l-am, o să-l iau pe ăsta. Și o să-mi pun eu o cască șmecher, ia, hai să vă arăt. Bun, dar hai mai întâi să văd cu ce vreau să pun. Deci, o să vreau să-i pun Protection 4. Vreau să-i spun Aqua Affinity. Am două cu Aqua Affinity? Ba nu. Alo, uitați-vă cum se schimbă lol. Bun, Protection 2, Breaking 3, Breaking 3, Aqua Affinity. Ca să poți să construiești mai repede sub apă, nu? Mi-e trebuie Respiration 3, pentru că vreau să facem construcții sub apă. Protection 4, deci Protection 4, Respiration 3 și o să-i pun Fire Protection 3, cred că aș vrea pe pantaloni, nu? Cred că o să-mi pun pe pantaloni. Și ce pot să mai pun? Unbreaking 3 are? Hai să iau și un Unbreaking 3, asta vreau să-mi pun eu pe cască, nu știu dacă se poate mai multe, dacă se... Da, dacă se poate mai multe, mă rog. Bun, acum ziceți-mi că sunt pe normal, trebuie să am mâncare, mâncare, mâncare. Ok. Shit, bun. Mâncare, mâncare. Fuck, really? Nu mai am mâncare. Lasă că trăim cu mere, că doar nu e greu, dar vreau să facem și Golden Apple-uri. Am mai multe planuri pentru seria asta. O să mai jucăm în live stream-uri. Da, bă, să facem live de la ora 6 sau 7, pentru că nu e frumos. Bun. Hai tot să vă arăt repede. Nu, bă, frate, cum sunt peste tot ăștia, mă? Sunt peste tot, mă, jur pe viața mea. Bun. Holy shit, bun. Totuși trebuia să fac un pic mai departe spawnul, dar credeți-mă, se spawnează foarte, foarte repede mobii, pentru că am avut grijă să pun lumină peste tot pe aici, să acopăr minele ca să nu se spawneze în altă parte. Băi, chiar trebuia să-mi iau mâncare, că o să mor foarte repede. În schimb, o stăm acolo și următoarea episodă, când îl încep, o să stau un pic AFK, fac level 30. Acum vreau doar să vă arăt cam cum stă pe aici. Uitați cât am defrișat, fraților, prin partea aia. Nu, dreapta, stânga, pe acolo. Nu știu dacă cum e cu facecam, oricum pe acolo. Dar bă, și avem muzică pe fundal, să-mi spuneți ce credeți. În schimb, bă, e foarte frumos pe aici, să nu cad. Adică, ia, uitați-vă acolo. Ah, vedeți? Shit, shit. Nu! Ok, bun, sunt întâmpit, bun. Ok. Ce dobitoc. Ok, nu-i bai, n-aveam level mare, aveam doar level 4. Bă, dar ce mi-e trebuie mie să vă pleacă, mă, de aici, pișatule, infectule, ce ești? Holy shit, mamă. Bă, da, sunt un tâmpit, frate, deci... Holy shit, și am și lag, mă, că doar dacă n-aveam lag... Bă, dar am observat târziu, frate. Bun, pe unde am căzut? Oh, pe aici. Hop. Ok, e bine măcar că n-aveam level mare. Am pe unde a sărit, sunteți nebuni la cap. Ia uite, nu-mi pun de a sărit. Ok, bun. Pac, 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 pac. Și aș vrea totuși să-mi pun și un feather falling. Gata, nu vă mai arăt, nu mă mai interesează. Nu e nimic special și gata. Bun. Hai să ajungem acolo și o să vă arăt un pic cum e. Bă, nu pot să clichez, ești nebun?
Pot doar cu sabia. A, așa în rest nu pot? LOL. Shit, mamă, trebuie să-mi schimb și capa, că m-am plictisit de asta. Dați-vă cât de sus e. Și da, port roz cu anchior aici. Sau cum se spune, anchior, nu? Decolteul la fete, anchiorul la băieți. Corect, aferent. Bun. Și bă, nu-i foarte frumoasă construcția de acolo de sus, în schimb. A, muncitul ăla, că nu știu dacă v-am arătat pe live-uri sau nu. Dacă am avut timp să vă arăt pe live-uri, bun. Bă, poate cădeam din nou, chiar mă supăram. Dar n-am pierdut un level, am pierdut doar unul. Trapa asta trebuie să stea închisă. Și cam asta e aici, e doar un enchant, o treabă micuță. Da, și aici o să enchant. Sunt mortul că n-am lapis lazuli. Bun. Alea de sus nu se deschid, bravo, Snick. Eu mai pe aici săgeți, porcării, pișaturi. În spate ar trebui să mai am. Da, mă, și ca să se spawneze mobii, eu stau acolo sus și se spawnează și o să cadă. Mă rog, da, bă, nu vă faceți iubite în Minecraft. Tot mă gândesc la asta. Ei, și auziți, de fapt. Bun. Ok, bumbă. Fraților, cam asta a fost episodul. Bun, hai, i-am auzit, da? I-am auzit și acum hai să vedem dacă au căzut. Bun. Pa, iauleu, 3 deja. Și level. Ia, uite, pac. Aoleu, păi ce ai făcut? Bine, ăștia n-au luat damage prea mare. Chiar mă mir cum de n-au luat damage, mă rog. Ia bă, fraților, cam asta a fost episodul și ne vedem data viitoare. Îmi pare rău că a fost așa de scurt. Celălalt o să fie mai tare și promit că o să fie mai șmecher pe data viitoare. Vă pup, pa!